La știrile Bucovina TV, alături de noi se află jurnalistul Mihai Chira. Bine ai venit, Mihai! Bine te-ai găsit, Oana! Bună ziua! Bună săptămână! În preambul de 8 martie, să-ți urez să-ți fie bine primăvara asta. Da. Eu referindu-te exact la... Spune, hai, spune! Nu, că e frumos să doamnele să deschide subiectul, după care tu devezi discret, ușor... Hai, vrei cu gazul, știu. N-am încotro, Oana. No, am venit așa, citite, hai. Că știi cât e prețul la 1000 de metri cube astăzi, da? 3800 de dolari. De la 800 de dolari. Știi ce înseamnă asta, nu? 3800 de la 800? Ori. De 4 ori s-a mărit prețul la gaz. Deci de 4 ori. Și să știi că trendul nu e așa. E așa. În ce privește prețul? În ce privește prețul la gaz, la toate. Mă uitam astăzi la benzinării, au avut suflet. Au avut suflet, 7,99. Prețul psihologic, nu? Nu e 8, n-a trecut de 8. Dar nu pupăm săptămâna, vineri, să dea Dumnezeu să mănânc eu ciuperci. Dar nu cred că pupăm vineri și e 8,30. Nu cred. Ne ducem, războiul care este acum în Ucraina, este războiul... Astea sunt efectele colaterale ale războiului. Și dacă e doar începutul? Da, e doar începutul. Din ce văd eu, e doar începutul. Pentru că Rusia alimentează undeva piața europeană spre 40%. 40% din gazele veneau de Rusia. În momentul de față știu că nu era la altieri, parcă Polonia a oprit de tot. Nu mai avea nimic pe țeavă. Germania e deja pe problemă. Italia deja caută soluții și că Oana știi cu ce ne vom încălzi până în aprilie, până la sfârșitul aprilie? O să mergem pe câmp și nu glumesc și o să căutăm cocenii de la porumb și știuleți care au mai rămas acolo pe câmp când au trecut combina, dacă nu a fost arat și o să-i punem pe foc. Nu glumesc. Bun, nu cei care locuiesc la casă, cei care locuiesc la bloc, mai puneți o pătură pe voi. O să revenim mai puneți o pătură. Vine domnul înainte Iohannis, de 89. Iese domnul Iohannis și o să spune el, iese domnul Iohannis și o să arate cu mânușile lui alea deschide, da? Și o să spună, așa, români, asta e situația, să fiți bucuroși că nu vin și bombe. Avem prețul la pompă a explodat, la benzină și la motorină, explodează prețul la gaz, la curent nici nu are rost să vorbim. Suntem, Oana, noi nici nu am intrat în război, nu am intrat în război, că suntem sănătoși deocamdată, Dumnezeu să ne țină în putere, dar suntem, nici să nu intrăm. Cu avariile la undeva la un 30-40%. Dacă mai ținem un război ăsta două săptămâni, eu s-ar putea să facem, vorbesc serios, bun, exagerez, o să facem la lumânare comentariile că atât de scump va fi curentul. Nici telefonul n-ai să ți-l mai pui la încărcat și nu glumesc. Spunând că e abia începutul, acum nu suntem noi prezicători, dar... Bun, răul cel mai mare clar a fost făcut. Când, zonă, nu știu eu. Când e gata? Nu, când e gata, că mi-aș dori să-mi spui că ieri e gata. Când va fi foarte rău, că așa cum ai spus, nu e. Au înconjurat Kievul, asaltează Kievul, să vedem dacă nu-și mută Zelenski cartierul general în altă parte și îl vor căuta. Acum se bagă bățul prin garda, că ai sesizat și referitor la țările din jur care ajută Ucraina, la modul că vai, nu mai ajutați, ai văzut și declarațiile. Da, am văzut. Beligerante, eu știam că e un termen pe care îl întâlnești doar în cartea de istorie, nu avea, adică... Bă, și privitul acum e o declarație de război. Ascultă-mă ce zic. Și privitul nu avea corespondent cumva în realitatea realitate. Dacă am ajuns să considerăm ajutorul. Deci îl iei pe ăla de jos, îi dai o cană cu apă, mâncare și la dăpostei se cheamă că, da, declarație de război, ok. Nu, trebuia să ajungă, era evident, am mai discutat-o acum două săptămâni. Așa s-a greșit de toate părțile, atât de întins era ața încât trebuia să plesnească. A plesnit. Acum să vedem cât de mare va fi. Întrebam când va fi foarte rău pentru noi, având în vedere că acum, de bine de rău, încă avem, fiecare familie are resursele. Nu, dar nu când ne ducem la gaz curent, nu mai ai resursele tale, când ai de unde. Eu mă... Să dea bunuțul să fie de pe 10 martie încolo, știi că până pe 9 cu babele, de pe 10 martie încolo să fie nu cald, foarte cald, să deschidem geamurile ca să nu trebuie să... Nu o să fie că meteorologia o zis că săptămâna viitoare frig. Trebuie să... Minus 8 grade va fi săptămâna asta. Trebuie să dai drumul la gaz. Ei nu se uită. Când îți vin facturile, te crucești și ai să spui, lasă, guvernul nostru le plafonează și plătește. Dar tot din banii tăi, Oana, tot din banii tăi, nu se întâmplă din alți bani, să nu ne înțelegem greșit. Eu sunt mai mult decât speriat. Ți-o spun ce 3800 de dolari, ăsta 1000 de metri cubi,
$3.800 am ajuns metru cub de gaz să-l dăm cu, ha, cu două cifre? Păi ce facem? Unde ajungem? Și asta de ce? Și o să întreb, de ce cineva, niște băieți își freacă mâinile acum, dar nu vrei să știi tu cum și le freacă. Și uite așa, se roagă, Doamne, dar mai ține vreo lună. Dar mai ține vreo lună războiul ca să fie bine să umpli conturile, să mustească. Au terminat-o cu războiul cu COVID-ul, da? Nu mai. S-a cam terminat, ai văzut, da? Ce au găsit și pe la Kiev acolo, niște laboratoare, niște ateliere frumoase, cu niște povești. Foarte interesant o să fie după războiul ăsta niște dezvăluiri. Acum, hai să o dăm. Na, care-i războiul nostru? Războiul nostru este cu noi înșine, Oana. O să ne uităm, știi cum? Ai să mergi pe stradă și ai să-ți pui în rezervor, dacă ești pe motorină, să-ți pui ulei. Și ai să te rogi să cauți o mașină de aia, o mașină care începe cu 2, știi, la sfârșit, care începe cu gâs, termină în 2, care merge pe bază de ulei. Dar atenție, până la primăvară, când, dacă, Doamne ferește, continuă războiul mult și Ucraina n-apucă să dea o brazdă, vorbesc foarte serios, s-ar putea și nici cu floarea soarelui să mai avem de unde. Crapiță pe la noi mai puțin, să vezi tu ce va fi. Dacă, Doamne ferește, continuă mai mult, cine ne poate spune, dacă nu putem spune cu exactitate cât va dura, dar ideea era că dacă Ucraina nu îndeplinește toate condițiile, nu? Din partea asta, nu se renunță. Propuse de Rusia, nu se renunță, da. Nu, este cumplit. Eu când am văzut prețul dimineață, am picat. Crede-mă cuvânt, am picat. Și am zis, bă, wow. Știi cum, dacă... Să mai povestim de subprefectul Sucevi, viitorul subprefectul Sucevi, nu are rost, nu? Știi că s-a schimbat la PSD. Eu zic povestea. Să povestim puțin. Hai să spun așa scurt. Doamna, știi că PSD-ul avusese două nominalizări pentru funcția de subprefect. Unul era Cristian Șologon, care în momentul de față a fost numit prin hotărâre de guvern subprefect al județului, și era și doamna Larisa Blănari. Doamna Larisa Blănari, săptămâna, la sfârșitul săptămânii trecute, a renunțat la nominalizare. Este o premieră în momentul de față. N-am mai auzit până acum politica suceveană să întâmple așa ceva. Doamna Larisa Blănari a fost prin vamă, a văzut ce se întâmplă acolo, am văzut-o ajutând oamenii și necăjiții. Cred că femeia și-a spus cuvântul și politicianul s-a dat în spate un pic, a zis că e mai bine să lase pe alții să așa. Și surpriza emisiunii, dacă se poate numi așa surpriza emisiunii, sper să nu vorbesc eu nume de rost, să nu mănânc iarăși ciuperci, este Florin Sinescu. Florin Sinescu, un om care vine din partea din Pro-România, candidatul Pro-România pentru funcția de primar a Sucevei. Nu știu cum să traduc, dacă va fi domnul Sinescu, încă nu știu în ce registru să traduc această nominalizare, dacă e de bine pentru Pro-România PSD, dacă e de rău, ce se încearcă, dacă e o gândire la nivel național, dacă doar aici la Suceava lucrurile au fost puse pe un anumit făgaș, nu pot deocamdată, aștept o numire din partea guvernului și dacă se întâmplă asta, așa înseamnă că apele politice încep ușor, ușor să se liniștească, să împezească și la Suceava, ceea ce nu e un lucru rău, la urmă. Deci vezi, ai încheiat într-o notă optimistă, asta îmi place și oricât de speriat am fi, așa cum ai spus, și cred că toată lumea e speriată, trebuie să... Încă n-am atins de $5.000 la 1.000 de metri cubi, am să zic, ai să spui că, mamă, dar ce notă optimistă ai avut să va trecută când dădeai cu 3.800. La asta mă gândeam în timp ce vorbeai despre război și despre gaz și despre toate lucrurile rele care se întâmplă acum. Nu trebuie să amineți coarma. Știi cum? Înțelegem rău cu rău, dar mai rău fără. Îmi plăcea comentariul ăla cu în aprilie scăpăm de COVID. De, în aprilie. Deci, și n-am dreptat, Oana. În martie. Mâine se ridică starea de alertă. Terminat. Se ridică starea, da, de, se ridică starea de alertă. De mâine e... Nu mai avem nimic. Nici pandemie, nimic. O să fie pe stradă cu măscuță dacă vrei, dacă nu vrei, prin magazine. Dacă vezi că tușește de mai departe, adică las-o așa. Vezi că am avut dreptate? Vezi că am avut dreptate? Da, dar eu nu ți-am spus că n-ai. Fiecare are dreptatea lui într-un fel sau într-altul. Nu, dar treaba asta. Eu am zis aprilie, am fost un băiat. N-am știut, că vorbisem cu Putin la un moment dat și el a zis, nu știu, știi, dar a zis, bă, lasă-l să prindă primăvara, că îl simt și pe hotărâre. Mai vorbește un pic la un ceai cald, încălzit, pe lemne, să nu fie pe gaz, că poate... E restul rezoana. Dar nu râd, dar nu râd. Nu e restul meu. Om vedea. Eu sunt, știu, nu sceptic. Mă uit speriat la ce va veni. Da, ok. Dar nu cred că se uită cineva altfel decât speriat în acest moment, pentru că... Nu, pentru noi, pentru noi, pentru noi, pentru români, nu pentru... Știi cum? O să ne încălăți... Uitându-te în grădina ta, clar. Și grădina ta, dacă o să o mai ai. Că așa e. Dar mai în grădina ta însemnând țara. În țara noastră, da. Eu îți mulțumesc pentru prezență, te aștept și mâine la știrile Bucovina TV.